Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta încercăm Stumble Guys. Suntem de pe calculator în acest moment, am luat jocul de pe Steam și vreau să-l încercăm cum am încercat și Fall Guys. Și Fall Guys nu prea a prins atât de bine la mine pe canal, zic să încercăm și Stumble Guys, să vedem dacă vă place. 10 like-uri pentru următorul episod, prieteni. Și zic eu să-mi schimb numele aici, dacă tot sunt pentru prima dată. Probabil ăsta e luat, sigur. Trebuie să fie de 4, ok. Hai să punem și un. Nu, e luat. Cu... Hai că o să avem de... Na, e clar. Zai cel... Cel mare. Hai că merge. Zai cel mare, am pus numele. Ok, am dat aici o ruletă când am intrat prima dată și nu mi-a dat absolut nimic decât 5 gemuri. Azi zic să trecem la treabă, să nu pierdem vremea și să dăm drumul la un joculeț, să vedem, să ne acomodăm. Eu țin să precizez că la Stumble Guys am mai jucat câteva meciuri, dar de pe telefon, este primul meci pe calculator. Să vedem cum mă descurc, care sunt, nu comenzile, dar cum mă descurc eu așa, care e treaba. Mă, normal nu ar trebui să fie mai greu decât Fall Guys, o să zic așa, adică, mamă. Dacă am câștigat eu 2 meciuri, 3 meciuri de Fall Guys, mă gândesc că trebuie să câștig și pe aici măcar unul, nu? Mamă. Știu că aici e șmecheria asta cu dublu jump. Deci aici trebuie să fii foarte atent cu dublu jump-ul ăla. Să te folosești de el la maxim, ok. Suntem chiar primii. Am terminat primii, ok. Început furibund, să zic așa. Să vedem ce face Mahairo, a căzut, Alekos, ăștia pare mai slăbuți oricum, nu știu dacă sunt boți, nu știu dacă există boți în jocul ăsta, să-mi spuneți în rubrica de comentarii. Și aș vrea să facem un room împreună, un episod împreună, deci aveți grupul de Facebook în descriere și când o să filmez următorul episod de Stumble Guys, o să postez acolo pe grupul de Facebook și când să ne adunăm o să facem un room și o să filmăm un episod împreună cu abonații. Deci vă aștept pe grupul de Facebook, când filmez episodul o să public acolo un anunț și cât ne strângem, 1, 2, 3, 4, 10, jucăm împreună, prieteni. Deci dați o cerere acolo pe grupul de Facebook. Pentru că nu știu dacă următorul, dar în maxim 2 episoade, dacă o să țină acest trend cu Stumble Guys, să zic că o să vă placă pe canalul meu, Stumble Guys, de ce nu o să încercăm? Asta e cu... Parcă era și ceva, sau nu știu dacă mai este în Fall Guys, ceva de genul ăsta cum e aici, în Stumble Guys. Trebuie să ghicești drumul. Momentan aici hai să lăsăm pe alții să se ducă în față. Și noi să venim așa doar să culegem roadele, să zic. Ok. Cred eu că e pe aici tot. Nu e pe aici. Ok, am terminat al doilea, dar aici, uite, am terminat după Alekos. Aici nu prea contează. S-au descurcat mai bine aici, băieți, oricum aici trebuia doar să mergi drept, să ții drumul odată ce a fost descoperit și atât. Da, mers în finală foarte ușor, aici e foarte, foarte lejer, pentru că ai două mape, deja ai ajuns în finală. Finala ce e, o să te pună la încercare, să zic așa, pentru că din 8 o să fie unul singur câștigător. Dar în rest nu e ca Fall Guys-ul care ai 6 mape, cred că până la finală ceva de genul. Super slide. Hai să vedem cum ne descurcăm, să ne dăm pe apă. Hai să vedem noi cum ne descurcăm aici. Oh, perfect. Ok. Și aici contează foarte mult cum ne mișcăm noi, cât de bine ne mișcăm. Sunt tămâie. Vai de capul meu, ce de asta am pierdut. Ce avans. Doar zim că s-a... No. A câștigat.
Dacă nu cădeam acolo, câștigam eu prieteni. Alekos, fix Alekos, de care mă temeam oarecum, că l-am văzut că știe cât de cât să joace. Nu s-a împiedicat deloc el. E bine și locul 2 pentru început. Să vedem dacă putem modifica ceva pe aici. Momentan nu avem nimic. Momentan nu avem... De ce nu mi s-a schimbat? Ah, trebuie să-i dau use, ok. Hai să începem și cu meciul 2. Să-i dăm rapid și cu meciul 2. O să facem așa vreo 5 meciuri, să zic, pentru că astea sunt foarte scurte față de Fall Guys. Acolo în Fall Guys, dacă faci 2 meciuri deja și ai trecut câteva runde, te duci la un sfert de oră. Aici fiind foarte scurte, le termini maxim tot cu final în 5 minute. Tot cu final, repet. Stă pe ultimul rând, din păcate. Aici la mapa asta știu că trebuie să te duci cu șir, de ce? Cu sărită aia. Ok. Acela o să se ridice și coboară când ne ducem noi, ok. Ok, aici nu ar trebui să avem probleme. Nici aici. Și zic eu că nici aici, cred. Bun. Iarăși terminăm primul. Super. Hai să vedem ce fac băieții ăștia pe aici. Jaiden. Genecon. La ce nume sunt astea? Ariț. Uite-l pe Ariț ce skin are nebunul. Nu mai termină ăștia. Și prima rundă am observat că termină foarte greu oamenii. Ai de capul meu, sto. Sto, mă. Să vedem dacă a rămas vreun skin interesant în joc. Au rămas câteva, uite, ăla cu vikingul, ăla cu de clown. Sunt câteva, sper să ne dea hărți diferite, să încercăm hărți diferite, să nu avem aceleași hărți. Hai să vedem ce o să iasă. Mai mult durează să se aleagă harta decât să joci, sincer să fiu. Asta cu laser, l-am jucat pe telefon, v-am zis că am făcut câteva meciuri pe telefon și am prins multe multicele, hărți, să zic așa, că nu știu cu ce se mănâncă. Ok. Hai că era să mă duc din prima. Era să mă duc din prima. Ok. Ok. Nu, am calificat deja. Eu deja mi-era frică că veneau prea multe. Slăbuți jucătorii la acest nivel, sincer să fiu. Uite, a rămas tot vikingul, clovnul, de ce aia doi sunt buni. Eu zic că unul din ăștia doi o să câștige, dacă nu câștigăm noi. Iarăși asta. Ok, avem un avantaj că am jucat-o mai devreme. Haideți să ne concentrăm. De data asta trebuie să începem pe dreapta. Ok, aștept. Aștept și mă duc cu el, ok. Ok. Nu au vrut să risc acolo. Toți s-au dus în fața mea. Dar eu merg pe principiul că... Nu zic că fac scheme ăștia la nivelul meu. Deci nu zic că ăștia fac scheme la nivelul meu. Nu, nu, nu! Nu, nu! Ce a fost asta, prieten? Ce a fost asta? Ce-i prostia asta aici? Doamne ferește. Nu mai avem nicio șansă. Ferea, uite, a terminat ăla, l-am văzut. Hai de cap. Am fi avut o șansă. Erdogan. Nu a câștigat nici ăla cu... Niciunul din aia doi pe care... Iarăși... Dai rage în jocul ăsta, sincer să fiu. Dai rage în jocul ăsta. Dai rage și în jocul ăsta. Nici nu poți să țipi prea tare pentru că e noapte când filmezi și trezești toți vecinii, însă... Iarăși ăsta cu pașii. Nu prea îmi plac mapele de genul ăsta mie. Aici e de noroc, că e prins să fii în față, ești în față. Hai, duceți-vă. Ok. Ok.
Ok. Ok, înapoi. Da. Ok. Deci terminăm pe locul 2. Da, aici nu e problema la mapa asta, doar să fii prea nubălos, să rămâi în urmă sau să cazi din greșeală ceva de genul, în rest nu ai cum să... Nu ai cum să pierzi aici. Mamă, uite unul cu o legendară, cu o specială din aia acolo, în stânga. Leo. Dar nu cred eu că avem șanse în fața lui. Dacă ăla nu o să fie eliminat runda asta, cred că el o să câștige meciul ăsta. Dar odată ce ai specială, mă gândesc că joci. Adică nu joci ca mine așa, odată pe săptămână joci probabil în fiecare zi. Asta cu fotbalul, mamă, mamă, mamă. Sunt cu Leo în echipă? Nu sunt cu Leo în echipă. Bă, da, uite, Leo. Uite cum s-a dus băiatul meu. Hai, Leo. Hai, Leo, hai, Leo, hai, Leo, hai, Leo, hai, Leo. Ce ai făcut, Leo? Ce ai făcut, băiatul meu? Tot eu să dau gol. Hai. Ok. Hai, las-o să se ducă. La noi nu stă nimeni în poartă, serios? Serios că la noi nu stă nimeni în poartă, serios, glumești cu mine. Adică am dat două goluri degeaba. Uite cum mă duc, uite cum mă duc, uite cum mă duc. Ok, perfect, perfect. Trei, doi. Tot eu la finalizare, 4-2. Uite ăștia mei. Ăștia mei, parcă sunt împotriva mea, nu sunt cu mine. Hai că s-a dus, s-a dus, s-a dus, n-are cum să o scoată. 5-2, cred că am dat vreo 3 goluri numai eu. Prea bun sunt la minigame-ul ăsta, prea bun. Uite golul. Am rupt tastatura asta în două. Rupt asta. Mamă, 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 sunt doi cu mine aici. Hai să ne apărăm puțin, totuși zic. Nu, 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 nu. Ok, du-te, dă-o în față, dă-o în față. Bun, băieții mei, bun, 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 bun. 5-3 ne-am calificat, perfect. Am fost cu Leo în ala în echipă, deci o să fim cu el în finală. Meci greu în finală. Meci greu în finală pentru că jucăm cu unul care are specială și mă gândesc că l-a rupe jocul ăsta în două. O să vedem. Ce mapă ne dă în finală. Ah, Honey. Honey drop-ul. Ok, e o mapă interesantă, sincer să fiu. Am avut-o și pe Fall Guys, în episoadele noastre de Fall Guys. Vedem cum mă descurc aici. Mamă, ce... Copil copac. Vai, 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 vai. Nu, nu, nu. Nu vine să cred cum am câștigat, prieteni. Deci nu vine să cred cum am câștigat. Doamne ferește cum am câștigat. Cât noroc am avut. Cât noroc am avut. Primul win, prieteni, din Stumble Guys. Ce am primit pe aici? Ah, ok, am primit o ruletă. Ia să vedem cine de la ruleta. Aici doar cu skin-uri. Oh, poate prindem și noi un skin frumos. Epic? Na, dacă ne prindem de dea la epic. Suntem scafanduri, ce un fi, nu știu. Hai să mai dăm un meci două și după închid și eu episodul, pentru că nu știu dacă vă place sau nu. Mă bucur sincer foarte mult că am avut două finale și un win, ceea ce este perfect. Deci avem trei meciuri până acum jucate.
Iarăși începem cu prostia asta. Nu-mi place că asta nu prea e competitiv, sincer. Adică asta e de bulan și atât. Avem ceva skin-uri șmechere pe aici cu noi, ca meciul trecut? Mie nu vine să cred că în meciul trecut am avut atât de... Ok. Mamă, ce era să-mi facă ăștia? Ok, hai că ne-am calificat. La limite, sincer, de data asta. Chiar la limite de data asta. Ceva skin-uri interesante, însă câteva, sincer să fiu. Sunt câteva. Probabil în primul meci, când ne da cu ceva jucători mai slabi, că nu cred eu că există boți în jocul ăsta. Dar acum vedem că jucătorii sunt din ce în ce mai buni. Și chiar ne pun probleme. Dacă aș ajunge în finală și de data asta ar fi parfum. Mamă, e o mapă grea asta. Mapă grea, mai ales acolo la sfârșit, unde se ridică și se coboară prostiile alea. Mamă, ce m-a prins! Ce m-a prins! Fai de cap, ce aiurea m-a prins. Ok. Ok. De ce am venit eu pe aici după ăștia? Nu știu. Aici, aici. Nu! Primul. Am terminat primul, lejer, 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 lejer. Și m-am împiedicat acolo fix la final. Suntem în finală, prieteni, sunt mulțumit, sincer să fiu. 6, 7, 8, ok, s-a terminat. Ia să vedem ce băiețași au rămas. Uite panda ăla interesant, ăsta la costum. Noi cu scafandru. Ia să vedem ce mapă ne pică în finală. Ok, asta cu blocuri, să te ferești de blocuri. Mapă complicată, însă cred că avem ceva șanse. Cred. Nu vreau să vorbesc dinainte. Eu ori sunt prost, ori sunt prost. Ok, sunt puțin concentrat, de asta vorbesc mai puțin. Oh, perfect, perfect. Nu, 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 că mă duc prea mult. Mamă, mamă, mamă. Du-te, du-te! Vai, 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 vai. Mamă, ce noroc am avut aici. Ce noroc am avut aici. Din nou asta. Nu, 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 nu! Nu mai am nici o șansă, ba da. No! Nu zic că am câștigat. Bine, mă! Bine, l-am văzut pe ăla că pica, era în picare și el și am dat un ultim salt acolo ca să fiu mai sus ca el. El era deja în cădere. Doamne Dumnezeule, Doamne, al doilea win, prieteni, în episodul de astăzi. Wow. Superb, superb episod, prieteni. Prieteni, dacă mai vreți episoade de Stumble Guys și v-am zis, într-un episod 2 o să facem un room împreună și să ne jucăm cu abonații, lăsați acolo o cerere pe grupul de Facebook. Și când o să filmez Stumble Guys, să las acolo un mesaj și o să ne adunăm aici să facem un party. 2, 3, 4, 5 persoane, câte o să fiți, o să jucați alături de mine și o să vă reți în viitorul episod sau peste 2 episoade. Până data viitoare, prieteni, numai bine și nu uitați de butonul de subscribe. Haideți să ne adunăm 100 aici pe canal. Pa, pa!